În numele Domnului! Dragii mei, mulțumim Dumnezeului nostru, care a dovedit în scurgerea vremii că a fost și a rămas stânca noastră. Au fost momente că noi ne-am prăbușit, dar El a rămas în picioare. Au fost momente când noi ne-am clătinat, dar El ne-a prins de mână. Au fost momente când noi am spus, nu mai poți, și El a zis, ba poți! Pentru că Cel ce te ține de mână a fost, este și rămâne Dumnezeu. Dacă ești în dimineața asta aici, dacă poți respira, dacă poți cânta, dacă simți fiorul Duhului Sfânt acum la această închinare, e semn că Dumnezeu e stânca ta. E semn că el te a ținut și tot ce e și tot ce sunt datorează aceste mâini bune care a guvernat peste mine și peste casa mea, peste dumneata și peste casa ta. Glorificat să fie numele lui în veci. Vine ziua când lopata groparului nu va fi ultimul răspuns al vieții. Vine ziua când glia nu se va așterne peste mine și peste dumneata. Vine ziua când din morminte cei dragi ai noștri se vor ridica. Și noi ce ce vom părăsi pământul ăsta, vom zbura către porumbarul ceresc și ne vom duce sus în glorie, acolo unde nu va mai fi durere, diabet, diazepan, trădare, abondan, rând sufletești, lacrimi și zdrobiri interioare. Vine ziua când vom fi acasă cu Domnul, slăvit să fie numele Lui în veci. Dar până atunci trebuie să credem. Că avem o țară spre care ne îndreptăm, avem un stăpân care ne conduce, avem un Hristos care a biruit și ne face semn cu mâna să venim spre El, pentru că de dincolo ne așteaptă să intrăm pe porți în cetate, glorificat să fie numele Lui în veci. Geneza, capitolul 15, este textul biblic din care intenționez să citesc câteva versete în dimineața aceasta. Pagina în Biblie 14, 6 versete, care vorbesc despre credința acestui om, părinte al credinței Avram, de la care vrem să învățăm în această zi fiecare dintre noi. Iată ce spune cuvântul Domnului. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns, Doamne, Dumnezeule, ce îmi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul case mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânță, și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel: Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis, uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis, așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Amin. Vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Fiecare dintre noi, Dumnezeu în viața aceasta i-a făcut promisiuni. Fiecare dintre noi, Dumnezeu i-a rostit făgăduințe. Însă marea problemă este că am început să le uităm sau să nu le mai credem. Și cred că una dintre cele mai mari rătăciri care amenință astăzi poporul lui Dumnezeu este neputința de a mai crede. Suntem tentați mai degrabă să credem în puterile noastre, în rațiunea noastră, în analizele vieții noastre, în resursele pe care le avem, decât în Dumnezeu. Suntem tentați uneori să credem mai degrabă în oamenii de lângă noi, decât în Dumnezeu. Suntem tentați să credem mai degrabă în mașina în care urcăm, că ne duce la destinația dorită, decât să mai credem în Dumnezeu. Și secularismul, relativismul moral, care a penetrat ca un virus în casele noastre, în sufletele noastre, jefuindu-ne de convingerea asta fermă că Dumnezeu se ține de cuvânt, atât de tare a devastat sufletul nostru, mintea noastră, încât la orice pas creștinul de azi pare că este o bucată de plastilină pe care diavolul îl modelează și face ce voiește din el. Astăzi ești sus, mâine ești jos, unii ori crezi în Dumnezeu, alte ori ești plin de frici, atacuri de panică, depresii, neliniști, tulburări, și ne întrebăm și noi de ce. Pentru că am început să credem din ce în ce mai puțin în puterea lui Dumnezeu. Și atunci când eu nu mai cred în Dumnezeu, de fapt eu lovesc în providența lui, în suveranitatea lui, în puterea lui care ne poartă de grijă. Și îmi doresc cu mesajul din această zi, Dumnezeu să ne mărească credința. Și Dumnezeu să ne dea puterea de a pleca de aici, din casa lui Dumnezeu, plin de credință și cu încrederea fermă că Dumnezeu conduce destinul vieții noastre și conduce destinele omenirii, slăvi să fie numele Lui în veci. Vedeți, Dumnezeu a ales un om dintr-o țară păgână și a zis Avrame, ieși din țara ta, ieși din Haldea, ieși din țara tatălui tău, din poporul lui, unde oamenii se închinau la tot felul de zeități. Și a zis, du-te într-o țară pe care ți-o voi spune eu. Cum adică să mă duc într-o țară pe care mi-o voi spune? GPS nu am, hartă nu avea, mijloace după care să se ghideze nu avea, pur și simplu auzit vocea lui Dumnezeu și a făcut bagajul, și-a luat familia, și-a luat nepoții, și-a luat rudele și a zis, noi mergem după direcția indicată de către Domnul Dumnezeu. Și a plecat. A durat foarte mult călătoria asta. Au fost probabil momente de frică, de griji când și-a pus întrebări. Doamne, unde mă vei duce? A străbătut zone sălbatice care amenințat viața lui, viața familiei lui, nepoților, rudelor lui. Dar cu toate acestea a ales să creadă în Dumnezeu și a mers înspre țara promis. Și noi, Dumnezeu ne-a făcut o promisiune. Ne-a ales din mijlocul păcatului în care ne aflam. Era de de diavolul, baciocorit, mințit, sub orice urma de și Dumnezeu, când și-a pus mâna peste viața dumneata și peste viața mea, a zis, eu vreau să te duc către o altă țară. Vreau să te îndrept către țara lui Dumnezeu, către canalul ceresc. Nici eu și nici dumneata nu știm cum să ajungem acolo. Pe traseul acesta vom întâlni bariere, vom întâlni de fiecare dată impedimente, vom întâlni oameni răi care ne vor trăda, unii ori va fi chiar, chiar lot nepotul tău, care într-o zi te va abandona și îți va spune, nu mai putem conviețui, nu mai putem rămâne împreună. Și te întreb, Doamne, dar n-am pornit împreună către aceeași destinație? Dar nu eu am fost acela care i-am purtat de grijă. De ce acum mi se întâmplă toate astea? O, pe drumul acesta al credinței vei plânge mai mult decât vei râde. Pe drumul acesta al credinței vei fi dezamăgit de către oamenii în care ți-ai pus cel mai mult încrederea. Pe drumul acesta înspre țara promisă vei avea parte de boli, vei avea parte de frici, vei avea parte de întrebări la care nu vei găsi niciodată răspunsul. Doamne, dacă m-ai trimis în țara aceasta promisă, dacă mi-ai spus că vei avea un neam mare și am îmbătrânit, și am pierdut orice urmă de vlagă și am ajuns la 100 de ani și s-ar ajuns la 90 de ani și nu vine niciun moștenitor și nu vine niciun succesor și nu dai niciun copil pentru casa mea. Cum să mai cred eu în promisiunea ta? Cum să mai îndrept eu spre țara promisă? Cum să mai vin la biserică? Cum să mă mai rog? Cum să mai cred în tine? Cum să mai citesc Biblia? Cum să mai rămân în neprihănirea ta? Dar ceva îi spunea tu trebuie să crezi. Tu trebuie să mergi înainte. Și uitați-vă că de la momentul când Domnul îi face promisiunea lui Avram că îi va da un copil, au trecut peste 22 de ani. Peste 22 de ani când Dumnezeu a răsut promisiunea asta și a așteptat o zi, și a așteptat un an, și a așteptat doi. Și probabil că în mintea lui a apărut indubitabil întrebarea asta. Doamne, dar cât să mai aștept? Au trecut 2 ani, au trecut 5 ani, au trecut 10 ani. Și părea că orice promisiune este dusă în neand și că nimic din tot ceea ce părea la început că e frumos, că e promițător, că poate rezulta, nu știu, o mare binecuvântare, nimic nu mai mergea către acolo. 15 ani, 20 de ani, Doamne, ce se întâmplă cu viața mea? 21 de ani și cred că în al 21 ani, a început mai puternic ca niciodată frica, tulburarea, să-i cuprindă sufletul. Doamne, am 99 de ani. Cum adică nu mi-e dat până acum atâția ani când puteam. Când eram în, în, în floarea vârste, când aveam puterea, să, să pot crește familia, să pot crește copilul. Să pot să-i dau o educație aleasă după principiile tale. Acum să mai cred că tu îmi poți da și ne greșit în amenința dezamăgirea, frica, necredință. Pentru că de obicei, înainte ca să vină o mare izbăvine, va fi cea mai mare luptă în viața ta. Ca diavolul să, de, să te destabilizeze cu totul, să pierzi credința și să pierzi pasiunea și puterea de a-L urma pe Dumnezeu. Și ascultați-mă bine, renunțarea e semn că tu crezi mai mult în problema ta decât în promisiunea Lui Dumnezeu. Renunțarea e semnul că tu crezi mai mult în problema ta decât în promisiunea Lui Dumnezeu. Și mereu vom fi tentați să renunțăm atunci când ne apropiem de marea izbăvire. Și așa va fi în toate domeniile din viața noastră. Vom renunța la slujire când Dumnezeu va pregăti o mare ascensiune pentru noi. Diavolul va veni și ne va spune: Nu merită să mai alegi atât de mult pentru Domnul, când Dumnezeu pregătește o mare binecuvântare pentru tine. Veneam aseară de la o evanghelizare după ce toată săptămâna asta am avut eveniment. Marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, astăzi cu dumneavoastră aici. Și azi noapte am ajuns pe la două jumătate acasă, eram extrem de obosit și vorbeam cu nevasta mea, simt nevoia să mă odihnesc, simt nevoia să mă opresc, simt nevoia să, să nu mai alerg atât de mult. Și de dimineață soția mea s-a trezit și spunea, am avut un vis pentru tine. Se făcea că a apărut ca un mare ecran în fața ta. Și Dumnezeu, ca un diafilm, ca într-o emisiune de televizor, mi-a arătat toată viața ta, din copilăria ta când te-ai întors la Dumnezeu, când mergeai pe străzi și opreai pe oameni și le vorbeai despre Dumnezeu, momentele când alergai și am auzit glasul în vis, când Domnul a zis, orice pas pe care soțul tău face lucrarea lui Dumnezeu va fi răsplătit și cuantificat de Domnul. Și m-am înviorat în Duhul meu, știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu rămâne indiferent la alergarea ta, la munca ta, la truda ta, la zbuciumul tău pentru lucrarea lui Dumnezeu. S-ar putea ca oamenii să uite. S-ar putea ca asta să te cheme și cât ești pe culmile succesului, să spună că o vor roșu și să te aplaude și să te aprecieze, să te ovaționeze. Dar vine ziua în care nu vei mai fi la fel de puternic. Vine ziua când poate nu vei mai avea același randament, nu vei mai avea aceeași eficiență atunci cei mai mulți poate că te vor trăda, cei mai mulți poate că te vor uita, cei mai mulți poate că ți vor întoarce spatele, dar Dumnezeu nu uită niciunul dintre forturile tale. Zice Biblia că și un par de apă, dacă îl dai în numele Domnului cu inimă curată, bă, mă duc la omul ăla și dau un par de apă cu inimă deschisă și parul ăla de apă va fi răsplătit de Dumnezeu. O glorifica să fie numele Domnului veci. De aceea, dragii mei, în această vreme când diavolul luptă atât de puternic, să răpească din sufletul nostru credința în Dumnezeu. Va trebui în această zi să spunem, da, Dumnezeu a pus în mine o credință și credința asta vreau să o păzesc. Pentru că așa spunea omului Dumnezeu Apostol Iuda, pe când mă gândeam să vă scriu despre mântuirea în noastră de opște, m-am văzut obligat, silit, constrâns de Dumnezeu să vă scriu să vă luptați. Pentru ce? Pentru credința care a fost dată Sfinților Apostoli odată pentru totdeauna. Pentru credința asta trebuie să luptăm. Pentru credința asta trebuie să și murim dacă va fi nevoie. Pentru credința asta, dragii mei, va trebui să ne ducem până la capăt. Pentru că Cel ce a început această frumoasă lucrare noi, Domnul Isus Hristos, o va duce la bun sfârșit, glorificat să fie numele Lui în veci. De aceea, dragii mei, în acest apus de istorie, când diavolul va lupta mai mult decât orice, să fure credința noastră. Amintiți-vă ce a spus Domnul Iisus Hristos, ca un testament înainte să moare. Dar când va veni Fiul omului, va mai găsi El ce? Credință pe pământ, pentru că diavolul nu vrea să sprăpădească mașina. N-are nicio treabă cu fiarele. Nu vrea să-ți trupul, știe că e o bucată de lut care într-o zi va expira, se va descompune la câteva zile în pământ. Diavolul nu are treabă cu casa ta, cu bunurile tale. Dar toate acestea sunt mijloace pe care diavolul le folosește. Pentru că vrea să-și atingă marele scop. Scopul este să ți se fure credința ta în Dumnezeu. Și când ți-a furat credința, oricât de mulți bani ai avea în buzunar, ești cel mai sărac om din lumea asta. Pentru că nu mai e credință în Dumnezeu. De aceea, îmi doresc din toată inima să ne păzim această credință cum spune imnul credinței pe care l-am preluat de la frații noștri evrei. Fraților, credința noastră să o păzim de pe drumul crucii să nu dăm înapoi. Și apoi zice la refren, suntem gata ca să ne jerfim, pentru Domnul Isus să murim. Câți dintre noi mai suntem gata să ne declarăm credința noastră chiar cu prețul vieții noastre? Ipotetic vorbind, dacă ar veni și de agenței securității în această zi aici în adunare, cu mitralierele, cum am văzut un film care s-a petrecut pe la americani, și mi-a trimis și la un videoclip scurt de câteva minute, prin care cineva a urcat în mașina unui pastor care se autoproclama creștin, autentic, și a pus pistolul la cap și a spus, ești gata să mor pentru Domnul. Dacă nu te lepezi de Domnul, te voi împușca acum. Dar dacă te lepezi de Domnul, îți voi da drumul libertate să rămâi mai departe bucurântă de libertatea ta. Imaginați-vă că în sala asta aici, în mulțimea asta ar veni doi agenți a securității, unul pe partea stângă, unul pe partea dreaptă. Și ar spune câți dintre voi sunteți gata să muriți pentru Domnul. Și să vă declarați credința, că dacă veți declara credința în Domnul, o să vă împușc pe toți. Câți dintre noi am fi gata să ieșim dintre rânduri să, veniți, să venim aici, în fața Altarului, să spunem gata. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat, lupta cea bună. Am păzit credința. Câți dintre noi am fi gata? Că de cântat cred că am cântat cu toți. Mai ales dacă am pune un ritm foarte dinamic, cu toți am ridicat mâinile și am cântat, suntem gata ca să ne șerfim. Dar cât din ceea ce cântăm mai credem? Și când din ceea ce declarăm mai trăim? Dumnezeu să ne dea puterea de a rămâne lângă El. Doamne, ajută-ne! Vedeți, dragii mei, atunci când vorbim despre credință, pentru că titlul mesajului meu din această zi, tocmai despre asta vrea să vorbească, credința care rezolvă imposibilul. A fost credința care l-a determinat pe Avram să creadă. Măcar că avea 100 de ani. Măcar că puterele lăsase. Măcar că nimic nu mai promitea că va ajunge să aibă parte de izbăvirea și biruința lui Dumnezeu. Ceva totuși a dat puterea să creadă. Și despre această credință vreau să vorbim în această zi, care să ne slujească drept model pentru familiile noastre, pentru casele noastre, pentru sufletele noastre, pentru bisericile unde slujim. Credința care rezolvă imposibilul. Sigur că familia aceasta care în această zi își va aduce copilul la binecuvântare, Ana, Gabi, au nevoie de această credință în familia lor. Au nevoie să insufle în sufletul micuților, copilașilor lor, încă din vrage de -a prunciei, credința aceasta în Dumnezeu. Credința că atunci când ai ajuns la capătul puterilor, credința când simți că nu mai ai nicio soluție, credința că deși medicii dau din numeri și spun nu mai ai nicio soluție, să te simți singur abandonat în fața unui diagnostic care pară să te culce la pământ pentru întotdeauna, să te ridici atunci din și să spui eu cred că răscumpărătorul meu este viu, și va avea un cuvânt pentru casa mea, pentru problema mea, pentru necazul meu, pentru suferința mea. O, oh, asta se numește credință. Vedeți? Biblia, când folosește termenul de credință, credința comportă cel puțin patru dimensiuni de înțelegere. Prima înțelegere a cuvântului credință este credința în calitate de convingere naturală, bazată pe observație, pe experiment, pe calcul, această credință naturală este acel tip de credeu că dacă eu voi pune cartof în pământ, nu voi culege ardei. Voi culege cartof. Este o credință naturală. Eu am plantat sămânța, deși când plantez sămânța nu văd rodul, dar pentru că am văzut-o la alții sau altă dată, sau pentru că mi-a spus cineva, sau pentru că am observat în altă parte, sau experimentat pe pielea mea, eu cred că va rodi sămânța exact ceea ce eu am plantat. Asta e o credință rațională, este o credință naturală. A doua dimensiune de înțelegere a cuvântului credință este credință ca învățătură creștină, ca set de dogme, de principii biblice creștine care sunt asemenea unor linii directoare care conduc, călăuzesc, ghidează viața noastră. Uitați-vă că în 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 10, Sfântul Apostol Pavel, prin scrisoarea pe care o adresează lui Timotei, vorbește despre oameni care au rătăcit de la credință. Sensul cuvântului credință aici este au rătăcit de la învățătura sănătoasă, de la setul de dogme, care aplicându-l în viața lor, îi aduceau ca sfârșit al vieților mântuirea, raiul lui Dumnezeu, salvarea sufletului lor. A treia dimensiune de înțelegere a cuvântului credință pe care o găsim în Sfânta Scriptură este credința mântuitoare. Acea convingere că da, Hristos a murit pentru păcatele tale și că prin sângele Lui poți fi iertat. E credința că prin faptele tale nu poți fi mântuit oricât de bune ar fi. Că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, pătată, pervertită de, de păcat de motivațiile noastre egoiste, de motivațiile noastre arogante, de motivațiile noastre individualiste, toate faptele noastre bune mereu vor fi atinse de păcatul naturii noastre adamice. Și atunci, Biblia spune că singurul sorț de izbândă pentru mântuirea noastră este să credem de plin în jertfa lui Iisus Hristos că este și suficientă și necesară pentru mântuirea noastră. Și că mântuirea nu vine prin fapte ca să nu se laude nimeni, ci prin credință în Domnul Isus Hristos. Iar botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt, sfințirea vieții noastre, slujirea pe drumul acesta al credinței, nu pot fi decât consecințe ale faptului că Dumnezeu ne-a mântuit. Nu condiții premergătoare mântuirii și consecințe ulterioare mântuirii, că mântuirea vine ca urmare a acest, a exercițiului credinței în jertfa Domnului Isus Hristos. Și ca semn că eu am fost mântuit și am fost salvat de păcatele mele, voi întreprinde toți pașii pe care mi-am amintit anterior ca să pot să-mi duc mântuirea mea până la capăt. O, glorificat să fie Domnul în veci! Pentru că dacă nu m-ar fi atins acest dar al salvării Domnului Iisus Hristos în viața mea, eu nu puteam merge nici la cruce, nici la botez, nici la umplere cu Duhul Sfânt, nici la sfințirea vieții mele, nici la slujirea continuă, că Dumnezeu mă ține pe pământul ăsta. Dar toate acestea sunt consecințe ale faptului că într-o zi cineva s-a uitat spre mine și a zis, nu te-ai sătura să bei din apele otrăvit ale păcatului, nu te-ai sătura să fii jocura satanei, fiind mereu zdrobit de același patim și vicii, de, aceea, de aceeași, aceleași legături demonice, nu te-ai sătura să crezi la nesfârșit că trecerea timpului te va ajuta, a trecut ani, a trecut timpul și tu nu te-ai schimbat. Și mă sperie gândul că trecerea timpului pe mulți dintre noi nu ne face mai buni, ne face mai răi, mai acizi, mai reci în relațiile cu cei de lângă noi, mai uh, departe de valorile lui Dumnezeu, pentru că sunt o grămadă de oameni care cred că cu trecerea timpului se vor face ei mai buni și mai de treabă. Dar ascultați-mă bine: pe cei mai mulți dintre noi, trecerea timpului nu ne-a făcut mai buni. Ne-a făcut mai răi, mai păcătoși, mai violenți, mai aroganți, mai departe de Dumnezeu. Pentru că pentru mulți trecerea timpului nu este o binecuvântare. Măcar că ar trebui să fie o binecuvântare. Pentru mulți trecerea timpului este un blestem. Și vreau să vă pun o întrebare. Câți au nu au trecut de la momentul când Dumneata ai venit să-ți juri credință în Dumnezeu făcând legământ cu El în apa botezului? 10 ani? 15? 20? 40 de ani? Și permiteți mi să vă pun o întrebare. Unde sunteți în raport de Dumnezeu? V-ați făcut mai bun sau mai rău? Ați crescut în credința care a fost dată Sfinților Apostol sau din potrivă ați slăbit în credință? Pentru că vorbim despre mai multe niveluri de credință. Vorbim despre lipsa credinței și Biblia spune că fără credință este cu neputință să vin plăcuți lui Dumnezeu. Evreu 11 cu 6. Vorbim despre o credință slabă sau mică. Nu-i așa? Roman capitolul 14. Primiți bine pe cel slab în credință. Dar vorbim și despre oameni cu o credință mare. Cum a spus Domnul acelui sutaș. O, oh, vă spun că nici în Israel nu am găsit o credință atât de mare în Luca, în capitolul 7. Prin urmare, la ce nivel al credinței dumneata ești în această zi? Nu mai crezi? E slab, ești pipernicit? Ai credință mică? Sau ai credință mare în Domnul Dumnezeu? Că s-ar putea, în raport de registru membralității, să ai o vechime, să ai 5 ani, 10 ani, 20 de ani, 30 de ani pe care Dumnezeu. Dar din punct de vedere spiritual, să fii tot în copil în credință. Și imaginați-vă ce mare anomalie. Uitați-vă la copilul ăsta care cu cât atenție ascultă predica. Cum te cheamă pe tine? Zitare! Roșu, Roșu Filip îl cheamă, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Am fost marcat de privirea lui, nu știu, sper să nu se uite prin mine, să se uite la mine. Dar atât de atent era la ce spuneam eu. Cât ani ai tu, Filip? Șase ani, mulți înainte, Dumnezeu să te binecuvinteze. Știi cumva cât ai înălțime? Cât măsori? Cât ai înălțime? Nu știu. Dar nu știu, probabil că are un metru, un metru și puțin, nu știu, zic și eu. Și imaginați-vă ca peste 10 ani, când va ajunge la 16 ani, să aibă tot un metru și 10 centimetri sau și 20 centimetri. Cum mi s-ar părea o astfel de stare? Așa că părinții s-ar îngrijora? Așa că fiecare dintre noi ne-am tulbura și am zice, bă, e, e un semn rău, e o boală o stare patologică, ceva nu e normal. Dar de ce din punct de vedere spiritual au trecut ani și am rămas la fel de mici, la fel de neiertători, la fel de apatici, la fel de olot spiritual, la fel de neputincioși? Dumnezeu să ne mărească puterea și Dumnezeu să ne mărească credința. Să creștem în toate privințele, spune Biblia. Să creștem din har în har și din putere în putere. Iar trecerea timpului să ne facă mai buni, mai înțelepți. Pentru că eu am crezut că trecerea timpului pe mulți oameni să-i facă mai înțelepți. Dar nu e așa. Sunt oameni care ies la pensie și ajung la 65, 70, 75 de ani. Și vezi că dacă la 30 de ani mai păcătuiau câteodată, la 6 și 70 de ani păcătuiesc mereu? Dacă la 30 de ani mai beau cât un par de alcool, la 70 de ani beau 5 albe de bere, 4 sticle de bere și adună o comoară de mânie pentru ziua judecății. Pentru că nu întotdeauna perii albi poți să să-ți conferi înțelepciunea. Și întotdeauna înțelepciunea se va da călăuzirea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu peste viața ta. De aceea, dragii mei, fă din trecerea timpului un mijloc de binecuvântare prin care mâine să fii mai pucăiți decât am fost azi. Și poi mâine mai pucăiți decât vom fi mâine. Și tot așa să creștem tot mai mult apropiindu-ne de chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Și în sfârșit, a patra dimensiune de înțelegere a conceptului de credință, este credința ca dar al Duhului Sfânt. 1 Corinteni, capitolul 12, Biblia vorbește despre cel puțin nouă daruri de manifestări ale Duhului Sfânt în viața celui care deja s-a convertit, îi mântuit și Dumnezeu revarsă peste el anumite daruri. Și unul din darurile Duhului Sfânt este darul credinței. Acea credință care se materializează, se așează în sufletul tău, într-un mod supranatural, prin care Crezi că Dumnezeu poate face miracole, deși tu nu poți vedea niciun fel de speranță în asta. Și Dumnezeu lucrează cu răspunsuri miraculoase. Canceroși vindecați, ologi vindecați, orbi care își capătă vederea, surți care aud, diabetici care sunt vindecați, oameni apăsați de diavolul care sunt eliberați, întrăciți care la un singur cuvânt sunt eliberați de către Domnul Dumnezeu. Toate acestea sunt rezultate ale acestui exercițiu al credinței Cadar al Duhului Sfânt în viața omului. Și Dumnezeu să ne dea acest dar. Pentru că Biblia spune în Marcu Capitolul 16: Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor fi păstori. Nu! Pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate, dragi. Dacă vorbea ceva de moarte, ca fratele Ozan, când din cauza sistemului comunist care lupta împotriva lui, știa că el și pruncii lui beau în fiecare zi apă din fântână. Și au venit agenții securității într-o zi pe neașteptate și au otrăvit fântâna dorind din toată inima ca Hozan și familia lui să moară. Și el n -a știut și s-a dus și a băut el din fântână prunții lui, casa lui și n-a murit. Și după câteva zile a venit agenții securități și a spus, dar tu n-ai murit. Păi ce s-a întâmplat? Păi tu nu știi că fântâna a fost otrăvită. E, și a zis, lavă lui Dumnezeu că Dumnezeu m-a băzit. Dumnezeu și-a împlinit cuvântul. Dacă veți bea ceva de moarte, nu vă vătăma. Și ce credeți că a făcut din momentul acela omului Dumnezeu? A, 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 a mai băut din fântâna aceea, da sau nu? Nu am mai băut. Că dacă mai băia, murea. Pentru că Dumnezeu te păzește atâta vreme cât tu nu știi și nu poți. Dar când tu știi și poți, Dumnezeu nu te mai păzește. Dumnezeu îți dă pricepere și înțelepciune să te păzești dumneata Adică dacă eu vreau să mă arunc în fața mașinii că m-am săturat de viață și de oameni, să nu sper că Dumnezeu mă va păzi. Dar dacă cineva vine și mă ia cu forța și mă zvârle în fața mașinii, cred într-un miracol. Că dacă Dumnezeu vrea să mă mai țină în viață, trimite îngerul lui și mâna lui cea albă se pune peste mine și mă ridică de acolo sau blochează roțile acelui om și Dumnezeu mă păzește. Dar asta este diferența. Pentru că noi, pe tărâmul credinței, unii ori putem lucra fără de înțelepciune. Când nu știi și nu poți, te păzește Dumnezeu, dacă mai are în plan să te ține în viață. Dar dacă știi și poți, Dumnezeu zice, îți dau înțelepciune să te poți păzi. De aceea îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să le dea înțelepciunea de a lucra într-un mod atent în toate situațiile vieții. Dacă fratele Vasile Hozan se ducea să mai bea din fântână, Știți ce făcea el? Îl ispitea pe Dumnezeu. Ori Biblia spune să nu ispitiți pe Domnul Dumnezeu cum au făcut ceilalți în pustie. Și noi îl putem ispiti pe Dumnezeu că nu suntem înțelepți. Când îi bagatelizăm puterea, când îi diminuăm puterea, noi de fapt îl ispitim pe Domnul Dumnezeu. Știți că a zis într-o zi Moise, oare va putea Dumnezeu pentru vorba asta Moise? Tu doar ai să vezi țara promisă, dar n-ai să intri în țara promisă. De ce Dumnezeu s-a tulburat atât de tare pe Moise? Pentru că a văzut atâtea asemenea și minuni. Și să vezi minuni cu ochii tăi. Marea roșie să se facă o și pe sub ape Dumnezeu să facă un drum. Și tu și poporul să treci. Să vezi în fața ta atâtea minuni și cu toate astea, într-o zi, într-un moment de neveghere să te îndoiești și Dumnezeu s-a mâniat pe Moise. Cu ei s-a dat mult, îi se va cere mult. Și dacă ai văzut în viața ta experiențe și ai primit răspunsuri de la Dumnezeu, Dumnezeu se așteaptă ca răspuns al experiențelor dumneata cu Dumnezeu să poți să manifesti credință în relație cu El. Că orice s-ar întâmpla, Dumnezeu te ține în viață. Slăvi să fie Domnul! Bun, atunci aș vrea să răspundem la o întrebare în această zi care se concretizează prin trei răspunsuri și anume cum pot dobândi o asemenea credință ca a lui Avram, credință care îmi rezolvă imposibilul din viața mea. Că poate te afli chiar într-o situație imposibilă. Și poate că situația asta imposibilă este o ușă închisă la care stai. Și spui, Doamne, cum să mi se deschidă mie ușa asta? Poate e o problemă financiară. Și te gândești și spui, Doamne, cum pot eu să trec biruitor prin problema asta? Pentru că din punct de vedere matematic, toate calculele mele îmi dau eroare. Nu pot să am o soluție de izbândă nu poți să am propășire în proiectul ăsta financiar. Ascultă-mă bine. Tu doar să crezi în Domnul Dumnezeu. Și când vei crede în El, Dumnezeu face miracole pentru viața ta. Știți că cu ani în urmă, dacă vă mai aduceți aminte, v-am povestit eu despre Robert Morris, un păstor care are acum un mega, un mega church, o biserică de peste 30.000 de membri în adunarea lui din America. Peste 30.000 de membri. Omul ăsta, după ce a absolvit facultatea de teologie, s-a dedicat cu totul în slujba lui Dumnezeu. Și într-o zi, fiindcă frații care îl sponsorizau îi dădeau 1000 de dolari pe lună ca să meargă și să lucreze în ogorul lui Dumnezeu, într-o zi n-a mai avut niciun ban. Și cineva l-a sunat să meargă într-o lucrare, să meargă să slujească într-un proiect de evangelizare. Și el a făcut un calcul și a zis, ban nu mai am, i-a spus lui care se căsătorise de curând și zice, nici motorină nu prea mai am. Am motorină doar să ajung acolo. Și oricum deja sunt pe roșu. Și când voi ajunge în lucrarea aia de întors, eu nu mai am bani. Și știți ce a făcut? S-a dus în lucrare. Era sfârșit de lună când trebuia achitate facturile, utilitățile și efectiv se găsea în imposibilitate financiară. Și în seara aceea, după ce a slujit, frații a făcut o colectă și a zis, omule bun, Dumnezeu ne-a pus pe inimă să-ți dăm o mie de dolari. Era suma de care el avea nevoie ca să poată conviețui pe o lună de zile cu soția lui, să poată plăti toate dările și toate utilitățile. Când s-a terminat slujba și era rugăciunea de încheiere, a auzit vocea lui Dumnezeu care l-a strigat pe nume și a zis, Robert! Zice, suma asta de bani Va trebui să-i dai omului de lângă tine care va trebui să plece ca misionar undeva într-o zonă din Africa. Și el a pus un semn înaintea mea că dacă eu l-am chemat și voi fi cu el în drumul ăsta, să îi pregătească domnul 1000 de dolari, că de 1000 de dolari mai are nevoie să plece ca misionar, să plătească biletele în Africa și să facă lucrarea mea. Și el zice, cum doamne, eu să fac gestul ăsta? Că eu am nevoie să plătesc motorină, dările, facturile și mai sunt doar 2-3 zile până la finalul lunii și eu nu pot avea bani să pot achita toate acestea. Ar însemna să-mi taie curent, ar însemna să mă fac de râs, ar însemna ca să să ia să mă reproșeze, ar însemna numai faliment. Dacă care a doua oară Duhul Sfânt îl strigă când era gata să se gate rugăciunea. Zice, du-te și dă suma de o de dolari acelui misionar care trebuie să plece în Africa. Bă, și la vocea lui Dumnezeu a cedat. Și s-a dus și a pus o de dolari și a spus, omule, nu știu ce vrei să faci. Duhul mi-a spus că tu trebuie să pleci ca misionar în Africa. Uite, ia suma asta de bani, 1000 de dolari. Și Dumnezeu să fie cu tine și să-ți dea putere. A urcat în mașină, nici nu știa cum se spune lui nevastă, să a devastat, îngrozit cu totul, nu știa ce va spune, cum va spune și cum va mai putea ajunge acasă, că nu mai avea decât câțiva kilometri până la prima benzinărie și nu mai putea ajunge acasă. Și când a urcat el în mașină, cineva cu mașina vine în spatele lui, oprește și face semn. Pastore, Robert, Robert Morris, oprește-te. Și el se oprește. Zi, ăștia de la biserică ți-au plătit drumul de motorină și toate astea. S-a gândit o fi vreunul care are ceva certul prin comitet și vrea să găsească vreun nod în papură. Dacă orice răspuns aș da, poate că se va genera un mare conflict. Și la care zice, Dumnezeu a purtat de grijă. Nu, nu, no, no. Zii, a dat? Da, mi-a dat, zici. Și, și, și cât ți-a dat? Nu, no, zice, băi, iarăși ăsta, ce-o fi cu ăsta? Ce-i ce o fi asta? Ce vrea să facă el? Noi, până la urmă, îi spune: Mi-a dat. Și? unde s banii? Vreau să-i văd, să văd dacă-ți-a dat. Păi, ce nu mă crezi pe cuvânt? Nu arată mie banii. Dacă ăsta zice, frate, mi-a dat. Dar hai să spun. Am auzit vocea Duhului Sfânt, care mi-a spus să dau acești 1000 de dolari, acest misionar care va pleca în Africa. Noi, zice, bine că mi-ai spus. Așteaptă-mă puțin. Se duce în mașină, scoate un cec și zice: Omule bun, când eu am plecat de la biserică și mă îndreptam către casă, Dulță mi-a spus, întoarce-te din drum și dă-i lui Robert Morris 10.000 de dolari. Pentru că omul ăsta are nevoie de ei ca, de ei ca să poată face lucrarea mea. În anul 2008-2009, Robert Morris, când a fost cea mai mare criză la nivel mondial, a construit o biserică de câteva zeci de milioane de euro, în care astăzi sunt peste 30 de mii de membri în biserică. Și mărturisea el și spunea, toată această lucrare, de zeci de ani de când sunt păstor am făcut-o numai prin credință. Și într-o zi, când mai aveam nevoie de nu știu câte milioane de dolari ca să pot finaliza proiectul, mă sună un om și îmi spune: Cum stai cu construcția și câți bani mai ai, sunt în caserie? Și el nu știa dacă să spună sau nu. Nu mai am zice. Nu zice: de asta te-am întrebat. Dăm contul că o să-ți trimit, nu știu, o sumă de câteva zeci de milioane de, de dolari I a trimis și a putut să-și ducă proiectul până la capăt. Un singur om care avusese un mare succes în businessul pe care îl făcuse. Și spunea el acum, toată slujirea mea de pastor a fost o slujire prin actul credinței în Domnul Dumnezeu. Dumnezeu se ține de cuvânt. Dumnezeu are resurse. Și când totul pare imposibil, Dumnezeu din nimic va aduce izbăvire. De aceea vreau să credeți că atunci când din toată inima vă crede în Dumnezeu, Dumnezeu din nimic va face să se izvoare de apă vie. Și puteți și dumneavoastră aduce o grămadă de mărturii prin care Dumnezeu v-a purtat de grijă și din nimic a adus izbăvire, slăvit să fie numele Lui. Ca să poți dobândi o astfel de credință, în primul rând, tu trebuie să stai să auzi vocea cuvântului Lui Dumnezeu în fiecare zi în viața ta. Vedeți în versetul 6 spune Avram a crezut pe Domnul și m-am întrebat eu, cum a putut să ajungă la acest nivel de maturitate spirituală Avram și să creadă în Domnul din toată inima lui? Și uitați-vă că primul secret, prima pârghie de care trebuie să ne prindem este în versetul 1. Cuvântul Domnului. Și primul element care mărește credința ta este Cuvântul Domnului care îți vorbește auziți, a vorbit lui Avram într-o vedere și a zis, Avram, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta nu mare, cea foarte mare, slăvi să fie Domnul în veci. De aceea, dragii mei, când eu ascult cuvântul lui Dumnezeu, îl citesc, îl primesc în sufletul meu și fac din el hrana mea zilnică, știi ce se întâmplă cu inima dumneata? Se întărește. Știți de ce noi nu mai avem credință și ne rugăm de pe buze și ne rugăm atât de apatici, atât de letargici spiritual? Pentru că noi nu mai suntem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Ca dacă am stat să citim cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, ne-am umple de putere. I s-ar mări credința. Și l-am pune pe Dumnezeu la încercare în toate proiectele vieții noastre și am vedea cu Dumnezeu va lucra într-un mod desăvârșit. Uitați-vă, azi dimineață, când citeam din, din roman, vă rog să afișați, de la capitolul 4. Voi citi de la versetul 17 la 22. Să vedeți cum descrie Sfântul Apostol Pavel, Bisericii din Roma, acest moment narativ despre viața, lui, despre viața acestui om al lui Dumnezeu, Avram. Și uitați-vă ce zice Biblia. Te-am rânduit. Auzi ce zice Domnul? Îi zice lui Avram. Te-am rânduit să fii tatăl multul neamuri. El, adică este Tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, Părintele Credinței, în care a crezut, ce a crezut El? Care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt. Ca și cum ar fi, oprim puțin aici, lucrurile care nu sunt. Materialul cu care Dumnezeu lucrează este nimicul. Materialul cu care noi oameni lucrăm este să avem resurse. Dumneata stimată gospodină, ca să faci o cerbă, îi spui bărbatului tău, cumpăr demlicat, cumpărăm legume, cumpărăm să am. Și dacă vine bărbatul la tine la sfârșit de seară, după ce vine de la muncă, și spune, dăm de mâncare și tu spui, n-am avut din ce, că nu mi-ai adus nimic din ce să fac, tu vei avea dreptate omenește să spui, n-am putut să fac ciorbă din nimic. Adu legumele ca să iasă o mâncare. E, Dumnezeu zice, dacă aduci legumele, eu nu pot face, te las pe tine. Dar eu voi face o lucrare când tu nu mai ai nimic. Materialul cu care Dumnezeu a creat universul ăsta în toată somtozitatea sa a fost ex nihilo, din nimic. Din nimic Dumnezeu a poruncit. Și când a poruncit acest cuvânt, această sintagmă biblică, Dumnezeu a zis să fie lumină, sintagma aia a zis, face referire la Logosul, care este Isus Hristos Domnul, care s-a întrupat prin Fecioara Maria, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină adevărată, care atunci când apare în scenă, aduce miracolul, slăvit să fie Domnul. Din nimic Dumnezeu face ceva. Și când tu spui nu ești bun de nimic, atunci ești bun să faci lucrarea lui Dumnezeu. Când tu spui nu mai am nimic, atunci va apăra belșug de binecuvântare. Pentru că materialul cu care Dumnezeu lucrează e nimic. Să țineți minte asta toată viața dumneavoastră. Materialul cu care Dumnezeu lucrează nu e nici planul B, nici ce de rezervă. E nimicul. Slăvi să fie Domnul în veci. Mergem mai departe. 18. Nădăjduind împotriva oricărei nedești. El a crezut și astfel a ajuns statul multor neamuri după cum mi se spusese. Așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință. Auziți, ca să nu fi slab în credință. Uită-te la cuvântul Domnului, nu la problema ta. El nu s-a uitat la trupul lui, care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Avea 90 de ani. Și auziți, el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință. Și întărit prin credința lui, a dat ce? Slavă lui Dumnezeu și de plin încredințat că el ce făgăduiește? Poate, poate, poate să și împlinească. Slăvit să fie Domnul. Așa că spune imposibilului din viața ta în această zi, Dumnezeul meu poate să mă scape. Așa au declarat cei trei tine. Și drumul credinței este mesajul de la dacă la chiar dacă. Unii, ca să-și manifeste credința, zic, Doamne, dacă, dacă îmi dai, dacă îmi dai un salariu bun, dacă îmi dai un copil sănătos, dacă așa, dacă pe dincolo, voi crede în tine. Și Domnul zice, drumul credinței cu mine nu, este, nu începe cu, cu dacă, și începe cu chiar dacă. Așa au zis oamenii în cuptor cei trei, cea drag, Meșac și Abednego, Anania, Micael și Azaria. Și chiar dacă nu ne va scăpa, Samul 23 nu începe cu dacă și cu chiar dacă. Chiar dacă ar fi să umplu prin valea umbre morții. Nu mă tem de niciun rău că tu ești cu mine. O, Dumnezeu să mărească credința în sufletul nostru. Dar ca să se mărească credința, noi va trebui să auzim mereu cuvântul Domnului. Cum stăm noi cu cuvântul Domnului? Doamne, dă-ne harul să-l citim în fiecare zi. Și când am citit eu despre Avram, despre trupul lui îmbătrânit, s-a aprins așa în mine o flacără și am zis, Doamne, cât de slab sunt eu în credință. Știți de ce am ajuns să ne rugăm puțin? Și de ce am ajuns să, să, să ne pierdem pasiunea pentru Dumnezeu în tot ce facem? Pentru că noi nu mai avem credință. Că dacă am avea credință, lucrurile ar fi mult mai aprinse în casa lui Dumnezeu. Dar ca să avem credință, primul ingredient de care avem nevoie este Cuvântul lui Dumnezeu pe care să auzim în urechile și în inimile noastre în fiecare zi. Glorifica să fie numele Lui. De ce? Pentru că în cuvântul Lui sunt promisiunile Lui. În cuvântul Lui auzi ce poate face El pentru tine. Auzi ce frumos îi vorbești la Avram. Nu te teme, nu te înspăimânta. Eu sunt scutul tău, adică eu sunt apărarea ta, sunt protecția ta. Sunt răsplata ta, adică nu voi uita niciunul din eforturile pe care tu le faci. Câte promisiuni minunate a făcut Domnul. Uită-te la stelele cerului, numără, nu pe Doamne. E, așa voi binecuvânta sămânța ta. Ce promisiuni binecuvântate. Și când le citești, se aprinde în tine acest motor al credinței și te fi mai puternic, mai puternic, mai puternic. Ați observat că e diferență între oamenii care sunt conectați la Dumnezeu și oamenii care nu sunt conectați decât la știri, la breaking news-uri, la oameni, la știri, la telenovele și la meciuri. Piu mare diferență. Ăștia care sunt conectați la Dumnezeu, mereu zic, Dumnezeu e cu mine. Dumnezeu mă va purta de grijă. Din nimic El va face ceva. Povesteam cu, cu un cântăreț care, care a primit oferte să plece, să lucreze prin serenătate, pe colo, pe colo. Și el a zis, nu, eu voi rămâne să fac lucrarea Lui Dumnezeu și a renunțat la munte. La multe lucruri de dragul de a rămâne în să facă lucrarea Lui Dumnezeu. Și îmi spunea mie zilele astea, mergând cu el într-o lucrare cu avionul până la Timișoara și înapoi, a zis așa, frate Timotei au trecut ani. ce mi-a promis Dumnezeu când aveam 16-17 ani să de cuvânt. Și au trecut ani mulți de atunci. Și trag linie și pentru că am rămas în spărtură făcând lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a binecuvântat viața atât de mult. Nu pot descrie în cuvinte, zici. Cum am reușit să-mi cumpăr casă, cum am reușit să fac asta, cum am reușit asta. Și ce printr-un miracol Dumnezeu a făcut o minune în dreptul vieții mele. Pentru că Dumnezeu din nimic poate să facă ceva. Dar acum, ca niște derivații ale acestui adevăr, să poți avea credință, trebuie să fii conectat la vocea lui Dumnezeu. Cum putem auzi noi vocea și cuvântul lui Dumnezeu în viețile noastre? Pe lângă faptul că lecturarea textului biblic este esențial, sunt momente speciale când ai nevoie de un cuvânt de la Dumnezeu în care Dumnezeu să -ți vorbească personal. Într-un vis. Și să spună, eu te voi răsplăti. Printr-o revelație și să spune, eu nu te-am uitat și voi fi de partea ta. Prin niște circunstanțe ale vieții, să vezi lămuritor că mâna lui este peste tine. Cum poți ajunge în starea ca Dumnezeu să-ți vorbească? Și uitați-vă că este o sintagmă biblică în prima parte a versetului 1, care demască câteva adevăruri esențiale. După aceste întâmplări, care întâmplări? Și ce s-a întâmplat? După aceste întâmplări, ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat că după aceste întâmplări Dumnezeu i-a vorbit lui Avram. Și pentru că Dumnezeu a vorbit lui Avram, iată ce rezultat a fost în versetul 6. Credință. Dar înainte ca să-i vorbească, s-au întâmplat niște lucruri. Care sunt acele lucruri? Păi vă spun eu. Lot, nepotul lui, l-a părăsit. A venit Chedar la Omer, cu alții împărați, făcând o alianță puternică, L-au luat pe el rob, prizonier, pruncii, familia, rudele, soțiile, tot, bunurile patrimoniale, le-a sequestrat și a ajuns să fie rob. El, Lot, nepotul lui Avram. Și Avram, din empatie, din dragoste sinceră, curată, pentru acest om care îl trădase și se despărțise de el, se duce și îl caută și luptă cu toți inamicii lui Lot ca să-l salveze pe Lot. Și datorită lui Lot, el este izbăvit și se întoarce înapoi acasă, având biruință, salvându-și bunurile lui, casa lui, familia lui. Vedeți? Dumnezeu îți poate vorbi și îți va vorbi când ție spasă -ți de frații tăi. Când ție spasă -ți de frații tăi și lupt să-i fie bine lui Lot, chiar dacă altă dată ți-a făcut rău și s a întors spatele, Dumnezeu zice, omul ăsta, eu îi vorbesc. Noi ne plângem că nu mai auzim vocea Domnului. Dar nu mai suntem dispuși să facem bine fraților noștri. Ori, când vom fi dispuși să facem bine fraților noștri, Cuvântul Domnului ni se va revela. Dumnezeu ne va vorbi nou într-un mod personal. Știți, îl întreabă Dumnezeu pe Cain, unde este fratele tău, Abel? Și știți ce a zis el? Dar ce sunt eu, păzitorul fratelui meu? Pentru că mulți dintre noi nu mai avem nicio treabă cu frații de lângă noi. Vreau să vă chem în această zi să manifestăm o preocupare pentru frații și noastre de credință, să ne rugăm pentru ei și să ne pese de ei. Pentru că atunci când ne va păsa de ei și ne vom preocupa de binele lor, Dumnezeu va începe din nou să ne vorbească. Pentru că iubind pe fratele nostru, de fapt arătăm că iubim pe cine? Pe Dumnezeu. Dacă Dumneata nu mă poți iubi pe mine, nici pe Dumnezeu nu-L poți iubi. Dacă eu nu te pot iubi pe Dumneata, să nu mă min la nesfârșit că îl pot iubi pe Dumnezeu, că este o minciună anătorie. Pentru că cine ne-a creat pe noi? Zice stare, cine? Dumnezeu. Cum v ați simțit dumneavoastră, stimate gospodine, să mă fi chemat în această zi după slujbă la voi acasă? Să pregătiți o mâncare bună, la care ați muncit 5 sau 10 ore pe căldura de, de, peste 35 de grade. Și eu când intru, zic, da, asta e ciorbă. Și mâncare e asta, mă zici. Eu vreau steak de vită. Eu vreau caviar, eu vreau fructe de mare. Ce am arătat asta de ciorbă? Cum te-ai simțit tu să lovesc în opera ta? Să lovesc în ceea ce Dumneata ai făcut, ți-ai creat, cu atâta măiestrie, cu atâta arnicie, cu atâta inimă deschisă. Așa că nu vă pică bine. Mai ales voi, stimate, Doamne, sunteți extrem de sensibile. Numai să nu zic că bărbatul să runa pentru masă și bună a fost mâncarea, suntem gata oricând să ne aprindem. Dar ce e regulă cu tine? Ce tu trăznit? Și imaginați-vă că atunci când eu îl răs pe fratele meu, când lupt să-i fac rău, eu lovesc în capodopera lui Dumnezeu, eu lovesc în opera lui Dumnezeu, eu lovesc în lucrarea mâinilor lui și cine va bajocori pe fratele său, de fapt are de-a face cu ziditorul său, ia aceea, dragii mei, Dumnezeu să ne dea inimă pentru a ne preocupa de frații noștri. Pentru că numai așa Dumnezeu ne va vorbi. Apoi sigur că Dumnezeu ne va vorbi atunci când ești drept. În toate situațiile vieți, Avram a răspuns împăratului. Ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel pranalt, 14 cu 22, ziditorul cerului și al pământului și jur că nu voi lua nimic din tot ce asta al tău, nici măcar un fir de ață. Ca să nu zici, am îmbogătit pe Avram, nimic pentru mine, afară de cei ce au mâncat de, de, ceea ce au mâncat flăcăii și partea oamenilor care au mers cu mine. Și ce văd aici la Avram? Dreptatea lui. Când lucrezi cu dreptate cu frații tăi și nu îi nedreptățești și nu îi păgubești, atunci să știi că Dumnezeu îți va vorbi. Și în sfârșit, a treia cauză care aduce glasul lui Dumnezeu în casa ta este când manifesti recunoștință prin dărnicia ta Înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va vorbi. De aceea, aceste trei cauze vor genera vocea lui Dumnezeu în casa ta. Să-ți peste de frații tăi, să fii drept în relațiile cu cei de lângă tine, adică corect, și trei, să manifeste cunoștință prin dărnicia ta față de Dumnezeul care în fiecare zi ți-a portat de grijă. Auzi ce a făcut omul acesta? Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis. Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeceală din toate. Ce faceți voi, stimați teonomiști, legaliști, habarniști în cele scripturii, când veniți și spuneți că acest act a fost o practică vechi testamentară ce a apărut odată cu legea lui Moise. Că de la Avram până la lege trecută încă 430 de ani. Și nu exista conceptul de dărnicie și de zecială. Nici măcar nu exista conceptul de lege. A apărut după 5 secole aproape. Și Avram a știut să facă asta. Iacov, patriarhul, nu era lege pe vremea aia. N-a apărut să decalogul, legile morale, ceremoniale, sanitare, civile ale vremii sistemului evreiesc din vremea de atunci. Și Avram și, și, Iacov, Doamne, dacă vei fi cu mine, dacă mă vei ajuta, dacă vei purta de grijă, îți voi da zecială din ce îmi dai. De unde a știut Iacov de asta? Că nu exista Biblie, ci nici lege. Ce secret știau ei și noi l-am uitat? Vă spun eu, Dumnezeu pusese în mod ființial ontologic în ei, o lege morală naturală, care atunci când a intrat în contact cu Dumnezeu, au început să audă vocea lui Dumnezeu, fidarnic pentru lucrarea mea ajută lucrarea mea, manifestă-ți recunoștința pentru sănătate, pentru înțelepciune, pentru minte, pentru iscusință, pentru faptul că n-ai nebunit, pentru faptul că n-am îngăduit să te trăznească un accident, să ți rupă o mână sau un picior și tu ca, ca expresia recunoștinței tale te dăruiești pentru Domnul Dumnezeu și faci lucrarea la care Domnul te-a chemat. Dumnezeu să ne ajute. Când se întâmplă aceste trei lucruri, știi ce va veni? Vocea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a vorbit lui Avram. Nu ne place și noi uităm și spunem, au ce fain să-ți vorbească Dumnezeu. Dar Domnul zice, numai după aceste lucruri eu îți pot vorbi. Și în această sintagmă, aceste lucruri, intră aceste trei elemente despre care ți-am vorbit. Doamne ajută-mă! Doamne ajută-i! E bine. Am crezut că numai atunci când am zis de mine, ziceți amin. Dar și când a zis de voi, a zis tot amin. Mă, Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Mai spun două vorbe și mă apropii de încheiere. Ca să putem ajunge la o astfel de credință care să rezolve imposibilul, pe lângă faptul că trebuie să auzim cuvântul Domnului și ca să-L auzim, sunt trei pași pe care am amintit anterior. Al doilea lucru pe care trebuie să-L facem ca să domândim credința aceasta este să comunicăm cu El. Versetul 2 este sugestiv în direcția aceasta. Doamne Dumnezeule, zice Avram, ce îmi vei da? mor fără copii. Moștenitorul casei mele este robul meu Eliezer din Damas. Iată că nu mi-ai dat sămânță. Slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Ce înseamnă toate astea? Pe lângă faptul că el a auzit cuvântul Domnului, al doilea lucru văd că Avram începe să comunice cu Dumnezeu și să-i spună ca unui prieten frământările lui. Pentru că al doilea pas se aprindă în tine credința este să comunici în fiecare zi cu Domnul pe lângă citirea cuvântului său, comunicarea cu el. Asta se numește rugăciune, frații mei. Să stai de vorbă cu el și când stai de vorbă cu el, se aprinde în tine credință. Există și în Biblie, dar și în folclorul nostru românesc această vorbă. Spunem cu cine te unești ca să spun cine ești. Și Biblia spune, de vei umbla cu înțelepți, vei deveni înțelepți. De vei umbla cu nebuni, vei deveni ca el. Și ăsta este secretul. Prietenii, anturajul, mediul de influență cei care sunt lângă tine. De ce e foarte important în familie. Ce prieteni avem? Stimată familie, Gabi, Ana, e important pentru familia dumneavoastră ce prieteni veți avea? Cine vă calcă pragul casei? Cu ce veți lăsa copiii dumneavoastră să se Cine îi va crește? Cine va fi cu ei? Pentru că ăștia sunt, aceste lucruri sunt elemente de influență care îi vor expune, îi vor forma pe copiii dumneavoastră. Și atât de important ca ei să crească în spiritul credinței creștine Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Dar vedeți, dragii mei, când eu comunic, de exemplu, cu un om în limba engleză, nu o să înțeleg nimic prima dată. Nici a doua oară. După trei luni încep să înțeleg vreo 40%, 50% din ce spune. După șase, șapte luni de zile încep să înțeleg mai mult. 60, 70%. După un an de zile încep să învăț nu numai să înțeleg tot ce spune și să vorbesc. Și o să am într-un an de zile o limbă iscusită încât poate vorbi pe o limbă străină cu cel cu care până mai ieri nu mă Ce-a făcut diferență? E că eu am dialogat cu el. Știi cum ajungi să dobândești starea asta de nepricănire, de credință fermă în Dumnezeu? Cu cât vei comunica mai mult cu Domnul. Cu când vei comunica mai mult cu oamenii și cu cancaniștii, ți se va fura credința Ți se, va putea, ți se va fura puterea și nu va avea niciun chef să-L pe Domnul. Dar cu cât vei vorbi mai mult cu oamenii lui Dumnezeu, vei deveni un om al lui Dumnezeu. Cu cât vei vorbi mai mult cu Dumnezeu, vei începe să vorbești ca Dumnezeu. Ați văzut? Cunosc un om care a crescut ca ucenic, ca unui păstor. nu dau nume. Mă, și într-o zi, fără să-L văd, doar l-am auzit. Predica. Am rămas surprins să văd că avea aceeași voce ca a lui. Același inflexiune ale voci. Am crezut că e păstorul lui. Când moi nu, era ăsta care a devenit cel mai târziu păstor, dar semăna cu el în mod identic. Gesticulația, îmbrăcăminte. Exact același mișcare ale mâinii. Același inflexiune ale voci. Același pauze în vorbire. Am zis așa ceva imposibil. Și mi-am dat seama că fără să-și dea seama, pe neobservate, stând cu el 20 de ani, ascultându-l predică după predică, crescând în aceeași biserică cu el, fără să-și dea seama, pe neobservate, s-au prins de el același gesturi, același timbru, același stil de vorbire. De ce? Pentru că ei comunicau, stăteau unul cu altul aproape în fiecare zi. Te ceartă oamenii? Sunt gata oricând să de scandal? Înseamnă că comunică cu diavolul, cu Dumnezeu. Că atunci când comunici cu Dumnezeu, tu știți vor de înțelepciune. Tu știți vor de paci. Când comunici cu Dumnezeu în fiecare zi, bă, trebuie să se vadă că tu comunici cu Dumnezeu. Să vede în vorbire, în purtare, în vestimentație, în limba pe care, pe care o gestionezi, în vocabularul pe care îl ai. Bă, și vorba te dă de gol. tu ești dintre ai lor, nu dintre ai noștri. Frații mei și surorile mele, ne mai ghicesc cu oamenii că suntem comunicatorii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, eram necăsătorit și obișnuiam, obișnuiam, după slujbele ce se terminau duminica seara, mai ales în perioada de vară, să merg pe jos. Și într-o zi, cu o parte dintre uh, tineri, tineri, am oprit la un magazin, noi entuziasmați, după biserică, după slujbe, după cântare. A fost extraordinar. Ne ducem să cumpărăm câte ceva, probabil o apă, plată, nu știu ce. Și o vânzătoare necredincioasă ne întreabă, auziți, voi sunteți pocăiți? Și eu zic, da, de ce spuneți dumneavoastră asta? Păi zice, aveți un zâmbet al vostru. Și nu mă bucur aici, sunt fericiți, au un zâmbet al lor, au un entuziasm. Și zic, da, ne-ați nimerit. Suntem și ne luptăm să fim și tocmai de la biserică venim. Îți cam dai seama când un om vine de la stomatolog, nu? Că a vorbit și a comunicat cu stomatologul. Stă așa cu, cu palma la dură, vorbești cu el și nu vorbi, cu un Nu stomatolog. Noi zice, vorbim după o oră. Băi, să l-a stat cu, cu stomatologul. Ce s-a întâmplat? A avut o întâlnire cu el. Când ai o întâlnire cu Dumnezeu, trebuie să se schimbe ceva. Trebuie să se vadă o transformare. Că tu ai blândețea lui Hristos. Că tu ai privirea lui Hristos. Că tu ai zâmbetul lui Hristos. Că tu ai dragostea lui Hristos. Haideți înapoi să ne alimentăm cu acest canal că știm predica, că știm vorbi, că știm da lecții de morală la cei de lângă noi, dar câți mai comunicăm cu Dumnezeu, Cât ne mai dăm întâlnire cu El în fiecare zi și când comunicăm și ne întâlnim cu El în fiecare zi, El îți spune iartă, iubește, îngăduie, toate astea le primim, nu stând departe de acest izvor și stând lângă acest izvor, slăvit să fie Domnul în veci. De aceea, dragii mei, vă chem să stăm în comunicare cu Dumnezeu, pentru că Avram ști și-a făcut am o sută de ani și mi se pierde puterea. Eliezer va fi moștenitorul meu și va ajunge de râs și de ocară la neamul meu, că mi a promis să sămânță mare și îmi vor spune că am fost un idealist, un visător irelevant, irrealist, defazat, dezechilibrat, dezaxat și mă vor numi în toate felurile. Fă o minune cu mine că simt că mă prăbușesc, mă apropii de moarte. Ce făcea el? Vorbea cu Dumnezeu comunica cu Dumnezeu și Domnul îi spune, uite, ieși în noapte, uite stelele de pe cer și Dumnezeu îi transmitea visul și transmitea pacea și îi transmitea încrederea, îi transmitea nădejdea, îi transmitea acea energie pozitivă și ca să fiu mai, mai, mai în lumea voastră, îi transmitea vibul potrivit și se ridica de pe genunchi și spunea nevastă, nu știu ce crezi tu, dar eu cred ceva, Dumnezeu îmi va da un copil și ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a dat un copil. Faptul că el s-a dus la roaba Agar și a vrut să-l ajute pe Dumnezeu arată o breșă. Exact breșa îndoielii lui care a zis, Doamne, nu mai pot. Am 87 de ani. La 87 de ani a făcut greșeala asta. Cu 13 ani înainte să apară minunea. 22 de ani de la momentul promisiunii. 22 minus 13, pe cât fac? Zice stare că în bani nu vă încurcați niciodată. 22 minus 13, pe cât fac? no bun. A așteptat omul ăsta vreo nouă ani de zile. Și a zis, mai vine sau nu vine izbăvirea? Nu vine. Nu atunci zice, mă duc să-l ajut eu pe Dumnezeu. Și de aici s-a născut cel mai mare prăpăt pentru omenire din Ismael. S-au născut, dragii mei, musulmanii astăzi. Și ascultați-mă bine. Faptul că el a apelat la un tertip, demască momentul de îndoială în care a spus am așteptat 9 ani de la momentul când mi-ai promis și nimic s-a întâmplat. Acum cred că tu, Doamne, trebuie să ajutat. Și Domnul zice, tu cred că n-ai înțeles bine. Nu prin agar și prin nevastă ta sala va veni moștenitorul. Și a mai trecut încă 13 ani. 9 plus 13, 22 de ani. De la momentul acela. Probabil că venea mai repede copilul. Dar știți de ce a venit după încă 13 ani? Ca Dumnezeu să îi mai dea o palmă nu te mai supun răbdării. Că dacă atunci doar 9 ani ai putut rezista și ai clacat, acum vreau să văd dacă poți trece de 9 ani și să nu clachezi. Și am învățat lecția. Au trecut 9 ani, că el putea, după ce a avut pe ăsta, să mai aștepte încă 9 ani să zică gata. Nu mai am nicio speranță, mai apelez la un alt, alt tip de al meu, Doamne. Să trec 9 ani și uite, Domnul, bă, a rezistat doar 9 ani prima dată. Acum 9 ani și n-am mai făcut nimic. Văd că ăsta crede. A zis, îmi dau pedeaps, încă patru. Că dacă nu ne luăm lecțiile la vreme, Dumnezeu mai întârzie lucrarea lui pentru noi. 13 ani trecută ră. Și după 13 ani a venit izbăvirea. Că diferența de vârstă între Ismael și Isaac, din punct de vedere al narațiunilor biblice, este de aproape 13 ani. Vedeți, dragii mei, cum lucrează Dumnezeu. De aceea, haideți să ne încredem de plin în El. Și când ne doare și când avem el, să ieșim în noapte și să vorbim cu El. Pentru că al doilea lucru care va aduce noi credință este comunicarea cu Domnul și trei, conformarea la indicațiile sale, versetul 5. Și după ce l-a adus afară, i-a zis, uită-te spre cer. Și ce a făcut el? S-a uitat. Pentru că ascultarea noastră de indicațiile Domnului, conformarea la poruncile sale, ne vor ajuta să dăbândim credință cu cât tu împlinești mai mult poruncile lui Dumnezeu, cu atât în dumneata se va prinde mai multă credință, mai multă credință, mai multă credință. De aceea îmi doresc din toată inima să avem credința de un preț cu a Sfinților Apostol. Și știi ce vreau să strig în această zi? Exact ce a strigat ucenicii când erau în corabie, Doamne, mărește-ne Este o vreme când ne amenință neputința, când cei mai mulți cad, obosesc, când cei mai mulți nu mai au putere nouă bisericii Cetatea Sfântă din Târgoviște. Dă-ne puterea de a crede în tine. Și chiar atunci când nu mai se vede nimic și tot imposibil, invizibil și intangibil de neatins, noi să putem declara că nimicul este materialul cu care Dumnezeu va lucra. Dumnezeu să ne mărească credința la toți. Dacă încă mai ai credință, încă n-ai pierdut nimic. Și poate că la final vom cânta o cântare tocmai despre asta. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amen.